situații care au apărut, respectiv decesul soției unui coleg consilier local la Sălim Moldova, să începem ședința prin a păstra un moment de reculegere pentru soția. Octombrie 2016, prin dispoziția primarului numărul 226 din 14 octombrie. Sunt prezenți 13 din consilieri din cei 15 în funcție. Lipsesc motivat domnul Mocanu, care este și soția, și doamna Tudoreanu, care este colegă cu dumneavoastră și este la înmormântare. Ședința se poate desfășura în condiții normale. Vreau cu domnul președinte să preia conducerea. Bună ziua! Trecem la aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare. Dacă nu sunt discuții referitoare la procesul verbal, îl supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Înainte de aprobarea ordinii de zi, avem o suplimentare a ordinii de zi cu un proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Sălim Moldova la constituirea Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Bacău. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la votul ordinii de zi, aprobarea ordinii de zi. Nu mă citesc, se cunoaște. Dacă dorește cineva să citesc ordinea de zi, dacă nu, punem la vot. Știu. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Primul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al UATS din Moldova, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 2 din 29.1.2016 și rectificat prin hotărârile Consiliului Local numărul 25 din 4.3.2016, numărul 38 din 31.3.2016, numărul 71 din 26.7.2016, numărul 81 din 24.8.2016 și numărul 92 din 27.9.2016. Inițiator, domnul primar. Da. Vă mulțumesc frumos. Așa cum am discutat și ieri în comisii, cu toate comisiile noastre, supun atenției dumneavoastră o rectificare pozitivă, în sensul în care am mai făcut, mai adus la buget niște venituri și vrem să le folosim acoperând niște găuri care sunt moștenite aici la Sălim Moldova. În același timp, așa cum ați votat și în ședințele trecute, avem nevoie să ducem niște resurse pe partea de strategie, pe partea de studii de fezabilitate, să facem proiecte în așa fel încât foarte repede să știm cât ne costă și cum putem să dezvoltăm stațiunea noastră cât mai bine și cât mai repede. Dacă sunt întrebări. Avizul comisiilor de specialitate, urmă președinții să aviz favorabil. Pentru comisia de învățământ, vă țin eu locul, doamne președinte, amințește și avizul este favorabil. Dacă trecem la votul proiectului de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul aparatului de specialitate al primarului orașului Sălim Moldova și la nivelul Serviciului Public de Asistență Socială Sălim Moldova pentru anul 2017. Dau cuvântul domnului primar, inițiatorul proiectului. Da, este de fapt o formalitate ca la această ședință să aprobăm aceleași funcții publice care au fost și anul acesta pentru anul viitor. Este vorba mai mult de planificare. Așa cum am discutat și ieri în comisie, o să venim foarte repede cu o propunere de îmbunătățire a acestui stat de funcții. La Sălim Moldova, până atunci, trebuie să îndeplinim ce spune legea și vă supun aprobării
acest planul de ocupare a funcțiilor conform cu cele existente la acest moment. Dacă sunt întrebări. Avizul comisiilor de specialitate. Favorabil și avizul comisiei de învățământ. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate? Numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționarea cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea și închirierea acestora la nivelul orașului Sămigorod. Inițiator, domnul primar Roger Barciu. Da. Legea este foarte clară privind punctajele și formularele care sunt necesare pentru atribuirea de locuințe. Data trecută ați aprobat structura comisiei. Data aceasta vă rog să aprobați și procedura, regulamentul, în așa fel încât foarte repede să ocupăm apartamentele rămase libere care le-ați aprobat data trecută și să vedem cum avansăm în așa fel încât noi ne propunem cel mai repede, sperăm noi până în vara viitoare, să dăm drumul cel puțin la o scară din cele două de apartamente ANL care sunt construite de mai mulți ani și care nu sunt încă date în folosință. Avem nevoie de utilități și de racordul de apă, de curent electric și gaze și racordul la canalizare. Dacă nu mai sunt discuții, rog președinții de comisie să ne prezinte avizul. Favorabil și avizul comisiei de învățământ. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate? Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului investițional construire capelă mortoară lângă cimitirul orașului Sămig Moldova. Dau cuvântul domnului primar, inițiatorul proiectului. Da. Situația actuală este că la Stănii Moldova avem un cimitir mixt, catolic și ortodox. Niciuna din biserici nu au organizate pe lângă biserică sau în altă parte în stațiunea Stănii Moldova și în oraș un asemenea spațiu care este imperios necesar. Suntem totuși în secolul 21, nu putem să mai umblăm cu decedatul pe la apartamente, pe la case. Ne-am identificat locul lângă cimitirul eroilor, foarte aproape, adică riverant cu cimitirul civil, ăsta mixt, și vă supunem aprobării să pornim documentația, să facem un proiect în așa fel încât foarte repede să avem în Stănii Moldova și o asemenea încăpere care să ne ofere posibilitatea ca civilizați să ne conducem pe înaintașii noștri pe ultimul drum. Această investiție trebuie realizată de OATE, da? Da. Această investiție trebuie aprobată prima dată ca să pornim la proiectarea ei. V-am prezentat și terenul. Practic, noi, după aprobarea dumneavoastră, trecem la executarea unui proiect, care înseamnă că o să cerem bani pentru proiect, proiectare, după aceea pentru execuție și la final sperăm cât mai repede să putem să facem acest obiectiv funcțional. Sunt pași necesari. Noi încă nu analizăm dacă reușim să facem două spații oarecum apropiate sau unul mai mare. Încă nu avem o schiță, nu suntem chiar așa, dar... Nu, eu am întrebat că, deci nu bisericile vor susține efortul financiar, ci primăria? Nu. Primăria. Primăria este propunerea noastră, este terenul nostru, rămâne al administrației publice locale și probabil în administrarea celor două biserici, pentru că așa este corect. O să aibă nevoie de depozitat anumite accesori, anumite lucruri care sunt necesare și o să ne organizăm cât putem de repede și de bine. Mai sunt discuții?
privire la acest proiect. Avizul comisiilor de specialitate. Favorabil. Favorabil. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu, unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a terenurilor situate în Sănic Moldova, strada Ștefan cel Mare, numărul 8, în baza hotărârii Consiliului Local numărul 9 din 26.02.2010 pentru SC Dumii SRL Sănic Moldova, în baza dreptului de preemțiune. Inițiativa primar. Da, este vorba de o continuare, de fapt, a unei închirieri de teren. Noi nu avem voie să închiriem sau să concesionăm terenul pentru că nu am retrocedat toate terenurile. Nu este cazul în această speță pentru că această societate are activitatea, este strâns legat de activitatea și este în fața imobilului respectiv. Adică nu o să ne acuze niciodată cineva că prelungind acest contract am afecta într-o formă sau alta ceilalți potențial proprietari de teren. Noi avem o situație foarte delicată la Sănic Moldova, poate nu știți, nu am retrocedat decât foarte puțin din solicitările care au fost de-a lungul timpului. Sănicu a fost o proprietate privată foarte bine definită, au venit blocurile, au dărâmat vile și multe construcții private, proprietarii și-au cerut, și-au revendicat proprietățile și implicit ar fi trebuit retrocedate. Pe același amplasament ar trebui să dărâmăm blocuri, să facem ceva. Alte amplasamente unde s-ar fi putut retroceda au fost ochite de X, de Y de-a lungul timpului, așa că rămâne să vedem ce mai putem face. În orice caz, suntem în faza în care constituim noua comisie de fond funciar și legislația prevede ca până la sfârșitul acestui an totuși să reglementăm aceste lucruri. Cel mai probabil, fondul proprietatea este o soluție, dar deocamdată nu mă pronunț că nu este e prea devreme să ne exprimăm. Sunt suprafețe 6,57 de metri pătrați într-un loc, 52 de metri pătrați în lotul 2 și 45 de metri pătrați în lotul 3. Menționez că este o continuare a unei acțiuni care dumnealui utilizează acest teren, care expiră perioada de... Unul dintre ele sunt și sub magazinul propriu. Așa a fost când s-a construit. Nu i s-a dat și terenul, nu pot să-i desfințez magazinul ca să iei terenul. Da. Aș putea să fac o completare înainte de a se da avizul comisiilor vis-a-vis de subiectul respectiv. Slănicul Moldovei inițial a fost parcelat cu suprafețe de 20 de metri la față și 60 de metri în adâncime. Și aici apar două spețe, naționalizarea și expropierea. Expropierea a avut loc prin 75-76 când s-au construit acele blocuri. Ei au apucat vilele vechi, dar și construcțiile noi. Cei care au avut terenuri naționalizate le-au câștigat în instanță dacă au terenul respectiv exista. Cei care au fost expropiați au primit la vremea respectivă o anumită sumă pentru construcțiile respective, iar o parte care n-au fost acoperite au mers la fondul proprietate, așa cum spunea și domnul primar. Problema e că fondul proprietatea nu prea bagă în seamă pe acești, știu eu, locuitori, e un oraș mititel. Probabil că cei din București sau din alte localități mai mari au alte priorități, pe când cei din zonele astea, știu eu, mai ascunse, nu prea au prioritate. Ideea ar fi, poate reușim să facem un pic de lobby pentru acești oameni ca să-și primească de la fondul proprietatea bunurile care li se cuvine de. Despăgubirile, da. Avizul comisiilor. Favorabil. Trecem la votul proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate?
La numărul 6, proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru remedierea deficiențelor constatate de Camera de Conturi Bacău în urma acțiunii auditului financiar privind contul anual de execuție bugetară pentru anul 2015, la UAT Stănic Moldova. Dau cuvântul domnul primar, inițiatorul proiectului. Da. Nu este plăcut să propun o asemenea hotărâre la care mă pun în calitate de ordonator de credite responsabil de recupera prejudicii istorice făcute de precedenții predecesorii mei, dar pentru că legea așa spune, nu avem încotro. Am discutat ieri în comisie despre acest proiect, vă asigur că voi face tot efortul necesar să recuperăm până la ultimul euț, dacă este posibil, din toate aceste sume invocate în raportul Curții de Conturi. Nu este puțin lucru, trebuie să ne mobilizăm, avem de antrenat și resurse umane, dar și instituțiile abilitate să facă acest lucru. Deja astăzi am semnat documentul care se duce la tribunal, prin care acționăm în instanță această speță. Dacă cineva dorește detalii despre vreun punct din cele 14 puncte care le-a lăsat Curtea de Conturi cu probleme, eu vă stau la dispoziție să argumentez de ce am numit pe X sau pe Y. Aici sunt doar funcțiile, compartimentele, urmând ca decizia primarului să se refere strict și la persoane. Dacă doriți detalii, vă stau la dispoziție. Mai sunt discuții? Discuții cu privire la acest proiect? Da, ei n-au avut documente la dispoziție, mă rog, sunt probleme cu noastră. Decizia a fost prezentată în luna august. Toate aceste puncte le aveți electronic. Ele sunt și publicate pe site. Adică le puteți și citi. Încheierea respinge practic contestația noastră. Deci rămâne în vigoare decizia în tot. Exact ce s-a întâmplat în august, faptele rămân aceleași fără niciun fel de modificare. Doar că de data aceasta dumneavoastră luați cunoștință și de cine răspunde la punctul respectiv să recupereze prejudiciu și vedeți la fiecare este ordonatorul de credite. În speță cel care n-a contribuit cu nimic la asta, dar așa este situația. Nu vă spun că sunt mâhnit de acest lucru, dar nu voi lupta la maxim să vedem. Sunt și curios în anumite situații unde s-au dus, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Vă dați seama că sunt oameni specialiști care știu să spună acest lucru, să facă dovada și să încadreze fapta, să facă ceea ce trebuie ca să se facă dreptate. Dacă noi am avea acum acești 3.280.000 de ron, dacă nu mă înșel, care sunt trecuți în acest raport, sigur că am fi într-o situație mult mai plăcută să putem face ceva pentru stănicul acesta. Da, aveți ceva de lucru aici, dacă nu urmărim. Da, din păcate este și foarte multe, domnul consilier, dintre ele sunt complexe, complicate. Vă spuneam ieri numai de, am fost și interpelat despre canalizare. Canalizarea este blocată la DNA. Proiectul este blocat de DNA, care până când nu finalizează ancheta, nu putem să facem nimic. În același timp, avem contul blocat de Alconeb pentru 730.000 de ron aproximativ, pentru că nu s-a plătit niciun leu pentru această canalizare. Avem punct de vedere de la Camera de Conturi prin care trebuie să recuperăm de la proiectant 530.000 de ron pentru că proiectul a fost făcut greșit.
Și mai avem nevoie, din estimările făcute pe proiect, de aproximativ 1 milion de RON, 10 miliarde de lei, să racordăm acești potențiali utilizatori a acestei infrastructuri. Imaginați-vă că numai dintr-un punct, numai dintr-un foc, ne trebuie 1.500.000 de RON numai să putem 1.700.000 de RON numai să putem pune acest obiectiv în funcție. De fapt, este ca și cum n-ar fi executat. Pentru că dacă o luăm de la zero, cam tot atâta ne costă așa. Poate mai ieftin, pentru că nu avem probleme cu... N-am avea probleme cu mai bine. Da. Dar recuperarea de la proiectant, din instanță, cred că se poate face. Da, dar nici asta nu este certă, în sensul în care Curtea de Conturi spune așa. Un proiect nu are voie să depășească NCS mai mult de 10%. Acest proiect a avut NCS 120%. Și Curtea de Conturi spune că este împotriva legii și dacă vă uitați, a și punctat ca un proiect să fie făcut prost și răspunderea este a proiectantului. Atunci, imaginați-vă că în ce ordine o luăm? Trebuie să plătim debitul pentru că este câștigat în instanță. Adică peste faptul că nu avem obiectivul pus în funcție, noi la momentul acesta trebuie să plătim niște bani. Da? Pe urmă. Du-te la proiectant, vino înapoi, du-te la... trebuie să le facem proiectul, să vedem ce înseamnă, în ce ordine racordăm acești. Și peste asta, problemele juridice care atrag aceste lucruri, pentru că nu poți, la fel... E greu previzibil că se vor putea recupera ceva bani de aici. Nu știu, depinde. Nu știu, instanța va decide, până la urmă se fac expertize tehnice, se fac demersurile necesare și ce spune legea aia vom face. Eu, în schimb, nici nu vreau să mă plâng, dar nu este comod, în loc să te gândești la dezvoltarea orașului care îl conduci, trebuie să cheltui resurse și pentru a lămuri niște probleme care puteau cel mai probabil să fie făcute bine de la început. Și atunci astăzi poate era un obiectiv, măcar un obiectiv pus în funcție care nu mai necesita alte eforturi din partea noastră. De ce sună cunoscut aceeași problemă și la părtea de asta, la bazinul de not, aceeași problemă și la sălile de sport? Deci trebuie, suntem datori, dar nu ne putem folosi de ele, că ele stau în moștenirea. Moștenirea, da. Familiei Gulden. Moștenirea este... O să scriem o carte, poate pe tema asta, să înțeleagă și experți cum s-a făcut, că pentru mine este ceva aproape de neimaginat, că poți să te bagi în asemenea situații și juridice și obligații financiare fără niciun fel de bază previzionată. Nu poți. Orice om, când are acasă o resursă, băi, cât pot eu? Salariul meu, pot să-l ipotechez? Să zicem că pot. Dar pot să ipotechez lunar de 3 ori, de 5 ori salariul meu dacă nu-l am? Nu poți să te gândești. Este greu doar... Asta dintr-un punct de vedere și dintr-un alt punct de vedere fac acest efort pentru ce? Că niciun... Că ele nu, unele nu ce au... Ce produce. Bun, să zicem că asta, gen canalizare... Dacă ar fi gata, ar rezolva o problemă. Dar, cum e bazinul de notă, aia nu rezolvă ce am mai discutat. Nici nu o să putem, chiar dacă ar fi gata, nu putem să o ținem cu cheltuielile. El va fi o gaură în care noi tot vom pune bani și nu se vor vedea niciodată. Poate că o să avem un campion olimpic la not, cine știe. Este un lux mult peste posibilitățile care le avem la bugetul și... În concluzie, cartea, că a spus că ar trebui scris o carte, cred că ar trebui să se numească dosar și să o scrie niște organe competente. Am înțeles. Eu aș pleca de la ideea că orice lucru făcut e un lucru bun pentru localitate, indiferent dacă comentați, știu eu, și negativ problema respectivă. Un bazin într-un oraș este absolut necesar. Și nu cred, știu eu, că ar fi un consum extraordinar pentru administrație în cazul în care școlile, copiii ar beneficia de acest bazin pol. Sălile de sport, probabil că nu au utilitățile, dar se pot face proiecte. Și aici vin cu o propunere. Deci, domnul consilier, da. Eu vă răspund foarte repede. Anul acesta
au fost în Stănii Moldova 7 nașteri. Deci noi vorbim acum de o, de o demografie cu minus previzibilă care se duce. Acest proiect sună foarte frumos, bazin de not, pentru cine îl citește. Pentru școlar. Pentru cine îl citește. Mate școlar. Nu toate previziunile. Eu vă dau un exemplu. Este bazin de not olimpic la Bacău. Și Bacău are 180.000 de locuitori, din care să zicem că 100.000 pot să nu atingă. Și vreo 70.000 pe lângă Bacău, da? Prin comunele. Și vreo 70.000 pe lângă Bacău. Este pe pierdere și este finanțat mereu de la Consiliul Local. În ce perspectivă de dezvoltare a demografică și de turiști a Stănicului Moldovei, acest bazin va fi un venit, măcar să acopere cheltuielile, veniturile să acopere cheltuielile. Da. Este dar puțin ideea probabil. Dacă ai avea camere, cum nu, au hotelurile. Eu de la o dacă idee ar mai mult, cum să vă spun. Bun, da noi vă înțelegem, dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți că aici facem management, nu facem populism. Trebuiau prioritizate adică aceste cheltuieli. Corect, dar ce voiam să spun? Stimulăm vara, economia. Ați copilării pe Valea Slănicului. Toți copiii fac baie în gârlă. Deci fac fel de fel de bulboane care domnul, se scaldă. Domnul consilier, povestea e frumoasă. Eu mă gândesc că e grozav să ai un bazin unde acești copilași, în loc să facă baie în gârlă, să facă la bazin. Păi și atunci de ce nu ați terminat? Ca să funcționeze dacă e așa de necesar. E vorba de utilități și aici veneam cu o propunere. Așa. Am înțeles că e un credit de acoperit. Faceți un supracredit prin care acoperiți acel credit și mergeți mai departe. Dar, și acoperiți absolut toate celelalte. Să mai facem un credit ca să ținem în funcțiune. Dar singura problemă în Moldova este unde în noată copiii sunt atâtea probleme care trebuie să rezolvate, însă trebuie să le prioritizăm. Care este prioritatea în Slănic Moldova? Să facem un bazin de not sau să dezvoltăm economia astfel încât acești natalitatea să crească, demografia să crească, populația să rămână aici, să aibă ce să facă. Deci eu am 42 de ani de activitate în Slănic Moldova. Mulțumesc. Dorința mea a fost, sincer dacă vreți, să realizez o sală de sport pentru acei copii care vin în fiecare moment, în fiecare anotimp pe terenurile din Slănic Moldova. Două secunde. S-a realizat o sală de sport, s-a realizat a doua sală de sport, s-a realizat un bazin, s-a realizat o pârtie. Sunt lucruri extraordinar de bune. Nu sunt folosite, domnule. Bazinul nu e folosit, într-adevăr. Dar ce e mare lucru să faci niște proiecte și să faci utilitățile la acel bazin? Dar de ce nu l-ați făcut în ultimii 7 ani? E probabil că n-au fost bani ca și acum. O stație de depurare. Da, dar nu mi-ați răspuns la întrebare, domnul Fotescu, nu mi-ați răspuns la întrebare. Care sunt prioritățile? Care sunt problemele? Și asta e o mare prioritate, doamna. Nu, dar răspundeți-mi la întrebare, vă rog. Și asta este o mare prioritate. Deci unde noată copiii este cea mai mare problemă? Păi dacă copilul nu e o prioritate pentru urbe, atunci cine este prioritate în zona asta? Dacă părinții n-au cum să facă copii pentru că nu au slujbe. Păi oferiți-le condiții. Astea sunt niște condiții oferite. Păi, domnul Fotescu, dar vorbim de ce s-a întâmplat în trecut, că acest bazin este construit de 7 ani. De 7 ani, nu acum. Ce faceți cu el? Faceți un bazin de not care va fi folosit peste 10 ani de copii care se nasc de acum încolo sau ajutați oamenii să dezvolte, să crească demografia și într-un final, când totul este în regulă, mai facem și condiții pentru acești oameni. Și în plus, dacă tot veni vorba de necesitatea asta zdrobitoare pentru sala de sport, eu aș vrea să vă spun că această, după părerea mea și cred că nu numai a mea, această sală de sport amplasată în centrul stațiunii, cu arhitectură destinată unor cartiere urbane, deci această arhitectură este specifică unor cartiere urbane, Mărginașe, pe lângă unde sunt școli, ca să facă copiii sport. Nici de cum pentru a fi amplasată această pleașcă jenantă de a fi amplasată în centru unei stațiuni cu o arhitectură de 120 de ani. Deci dacă mai venim și cu aspectul ăsta care a îngrozit stațiunea, eu spun că ar trebui să o lăsăm mai moale. După cum sala de sport de lângă școală e corectă, e în regulă, era necesară, e bine gândită, nici aia n-a fost terminată, dar e discretă, e într-o margine, dar aceasta de aici este o rușine și pentru generațiile următoare, să știți. E ca un furun. Nu luați așa. Deci domnul primar a spus bine la un moment dat că mai trebuie să rezolvați niște probleme cu terenurile. Slănic Moldova nu are terenuri. Așa.
vă dau 10 minute să vă gândiți și să găsiți un amplasament pentru sala de sport. Și aici, în centrul stațiunii, găsiți unde vreți. Această jenă. Cine folosește acum sala de sport? Din sala de sport a fost folosită și este folosită. O să vedeți că vin echipele care se antrenează și fac recuperare la Slănic Moldova și cer această sală. Sala de sport trebuia făcută exact în locul acelui bazin școlar. Acolo era locul ei. Perfect. Era în mijloc. Și se duceau Dinamo București, Steaua sau știu eu ce altă echipă la Cerdac să facă pregătire. Se duceau pas de alertare, că trebuie să alerteze până acolo. Haideți să nu facem discuție. Oricum, educația este o prioritate. Și educația fizică este la cea mai importantă ca matematică. Copii n-avem, vreți? Slănicul n-a început cu noi, nu se sfârșește cu noi. Vor fi copii. Am o rugăminte, nu vă supărați. Domnul Jveț, eu suntem la categoria care... Educația este prioritară. Lucrurile astea. Educația fizică e la fel de importantă ca matematică. Locurile de muncă. Dacă reușim și... Am fost încântat. Exact, exact. Domnul primar spunea acum vreo două ședințe că a să aducă o firmă undeva într-o zonă la Cerdac sau la Cireșoaia care să facă nu știu ce îmbinări. Vreau să spun că, sincer, am fost încântat de această idee. Urmează de la punctul următor. Acest lucru atrage. Aduce oameni în zonă, crește populația. Asta era ordinea corectă care trebuiau făcute lucrurile. Păi, știți că ți-e... bazinul în speranță doamnă, să doamnă. Erau 5200 de locuitori acum, nu știu câți ani în urmă. Am rugămintea să păstrăm ordinea de zi. Mulțumesc. Aș vrea și eu să zic câteva cuvinte, pentru că toți cei care au vorbit înaintea mea au spus, au punctat foarte bine. În primul rând, eu spun și am spus-o, nu am nicio jenă, nu am nicio reținere, nu am nicio teamă vis-a-vis de amenințări, nu mă interesează nici culoarea politică. Vreau să vă spun că noi nu am fost consultați cei din Slănic Moldova, atât populația cât și mici întreprinzători, ce este prioritar în Slănic Moldova. Pentru că prioritar, cum a spus domnul consilier Cazacu, era sala de sport de la școală, dar această sală putea fi pusă pe terenul de tenis, care nu își prea au și era mult mai bine plasat acolo, într-un loc, că acolo au fost tăiați toți copacii, dar puteau să mai rămână. Și în plus de aceasta, să știți că pentru bazinul din mod, domnul profesor, foarte bine se face, dar nu s-a făcut la momentul potrivit și nici în locul potrivit. Eu vă spun că el și dacă o să se reușească prin truda domnului primar să le ia Consiliul Județean sau cei de la sport, vor avea probleme pentru că e foarte mare deplasare. Vă spun de ce. Eu vă dau exemplu și știți că v-am spus și direct. Noi am pierdut un teren de fotbal care trebuiau despăgubiți oamenii să nu dăm terenul de fotbal și atunci venea și acele echipe care a spus dumneavoastră, Dinamo și Steaua, care au și fost. Eu am avut Dinamo la Venus, Steaua a fost aici. Corect. Dar, din cauza că nu avem teren, nu mai vin. Și ca să se deplaseze la Târgu Ogna, în condițiile care au autocare performante, nu fac lucrul acesta. Deci nici la sala aceasta nu va face, cu toate că nu este terminată. Asta este punctul cel mai greu. Dar eu zic că, bine a punctat doamna Vici și domnul primar, nu fac bezele, nu de asta, dar trebuie să avem priorități. Adică, consultăm populația, prin toți ne umblăm și factorii economici. Pentru că sala aceasta, cu scuzele de rigoare, eu pot să dau detalii și cei care sunt primărie, că a fost distrusă de niște oameni care nu prea au plătit și care s-au mulțumit, s-au zis, acolo au furat curent electric prin tabloul de la, deci din colț, de la parcarea noastră și, așa cum a spus domnul primar în ședința trecută, s-a distrus și scaune și tot. Iar pentru un not, să știți că eu, deschizând această piscină care era mai puțin folosită, vin foarte mulți, inclusiv din Comănești. Și dacă ați văzut, am și două cursuri de copii care vin și fac cursuri de pe tot, toată când Valea Trotuș. Când faceți dumneavoastră din bazinul ăsta? Vreau să vă spun că este așa cam cât e negru sub unghii vis-a-vis de cât se cheltuie. Piscina noastră de aici îmi consumă cât consumă tot hotelul. Da, da. Dumnealui știește gradul de ocupare a hotelului cu piscina. Da. Ai putut să ceva, deci, ceea ce nu e valabil în deci cazul. Deci ea mă ajută. Este o completare. Sigur. Ca și baza de tratament, ca și restaurantul. Însă vreau să punctez un lucru. Bazinul acela mai are foarte mult de lucru, cum spunea domnul doctor.
În primul rând că avem nevoie de o stație de epurare și aș vrea să vă spun că ultimele norme, noi de două ori pe săptămână ducem apa la probe de la piscine și odată apa de la bucătărie. E 250 de lei fiecare probă. Gândiți-vă numai ce înseamnă această cheltuială. Eu nu câștig cheltuiala de la piscină, deci cu medicamentele și cu ceea ce înseamnă analizele, cât iau de la copiii ăștia, că fac și, într-adevăr, cum spunea domnul Cazacu, eu îmi completez activitatea. Dar nu este, zic eu, că cel mai bine este să prioritizăm exact ce trebuie făcut. Ca să, și așa, noi erau bani în Stănii Moldova, cum am spus și de canalizarea asta. E făcută cu 1,40 m mai sus decât îmi trebuie știe mie. Eu mă consider și am fost la fața locului și am vorbit și cu inginerii și mi-a zis că proiectul era ca să ajungă pe vârful cazinoului. N-am înțeles, dar și de asta zic că trebuie să nu ne mai certăm noi pentru ce a fost greșit făcut. Să o luăm ca atare și să... Din ce ați spus dumneavoastră este că unii copii de pe valea asta, dacă chiar vin, doresc să înveți, să nuate, au unde, au condiții foarte bune, sunt trei piscine. Mai bine le sponsorizăm noi. Și exact un abonament. Costă mai puțin, concert costă mai puțin. Și mai puțin răspundere. Deci am rezolvat o problemă. Sunt trei piscine mari. De reconstrucția, Nemira și Eurovacan. Sigur, da, sunt suficiente piscine pentru copii. La fel. Să vină ei. Exact. Și nici nu-i scurt. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Obțineri? Unanimitate? Numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de urmărire și verificare a măsurilor dispuse prin decizia Camerei de Conturi, numărul 82. Nu, este... Ah, da, scuze, al doilea, da, scuze. Numărul 82 din 8-a 8-a 2016, de prelungirea termenului de realizare a măsurilor discuse prin decizia numărul 82 din 28-a 11-a 2013. Inițiatorul domnul primar Gheorghe Baciu. Da, este vorba de accesoriile la suma care s-a returnat, care s-a dat înapoi de restituit statului român. Este un dosar în instanță pe numele ordonatorului de credite, fostului ordonator de credite, bineînțeles că nu este din guvernarea actuală. Chiar astăzi a venit o decizie a instanței în acest sens. Cel mai probabil, noi vom, va trebui să fi, vom fi obligați să dăm înapoi suma de 500.000 de RON și după aceea să ne adresăm celor care au făcut aceste ilegalități să încercăm să recuperăm și această sumă peste sumele care dumneavoastră le știți deja și care sunt publice. Această sumă, până la acest moment, nu este evidențiată niciun fel de listă de debite ale UAT Sănii Moldova, dar foarte repede va veni și ea ca o sumă care, cu prioritate, noi trebuie să o dăm înapoi statului român. Gândiți-vă ce am face noi acum cu 500.000 de RON. În loc să plătim penalități și la statul român, am putea să utilizăm acești bani în alte scopuri, poate chiar să punem în funcție sala de sport sau alt obiectiv. Din păcate nu avem alternativă și acesta este proiectul de hotărâre, aceasta este propunerea mea, mergem mai departe cu instanța. Mai sunt discuții? Avizul comisiilor de specialitate? Favorabil. Favorabil. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la proiectul ARCA, antreprenoriat responsabil în comunități active, corespondent liniei de finanțare programului operațional Capital Uman 2014-2020, România Startup Plus. Inițiator domnul primar Gheorghe Baciu. Da. Este un prim proiect care sperăm noi să se finalizeze. Avem informații că este posibil chiar în decembrie să se semneze acest proiect, acest parteneriat al nostru. Vă spuneam ieri că i-am dat numele ARCA, poate această arcă ne va salva puțin așa
Slănicu. Am vorbit despre antreprenoriat, am vorbit despre nevoia ca acești meșteșugari ai noștri să știe ce înseamnă să fii responsabil, să fii angajat în primul rând, pentru că asta înseamnă o condiție este să aibă doi angajați, să fii calificat, să ai certificat de calificare, care să zicem că în mare parte există, dar mai important este să învețe să devină un mic întreprinzător. E prea mult spus antreprenor, dar mici întreprinzător și în piatră, și în lemn, și în turism. Este eligibil să amenajeze anumite spații pentru vânzarea de produse proprii. Este o singură activitate, este non-eligibilă, agricolă, care este finanțată pe alte axe. Și din cauza asta, eu vă rog să aprobați acest proiect, care înseamnă o cofinanțare din partea noastră de 2% în 3 ani și jumătate, respectiv 5 milioane de euro, 2% înseamnă 100 de mii de euro, care înseamnă 400 și ceva de mii de ron. Apropo, puteam să punem banii ăștia care dăm înapoi pe proiectul ăsta și îl făceam cu resursele trecute. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. La ședința de comisie de ieri s-a discutat și tot am analizat un pic. La un moment dat, doamna viceprimar spunea că vor fi foarte puțini copii de pe Valea Slănicului care se vor înscrie în acest program. Eu zic că nu. De ce? Am spus așa ceva, domnule. Cam asta a fost ideea așa. Am spus așa ceva. Nu am spus. Eu am spus. Sau domnul Gazacu. Dar nu e niciun fel de problemă, că nu asta, nu e un reproș. Am spus că nu porneam proiectul ăsta. Corect, nu e un reproș. Mă gândeam la următoarea variantă. Dar dacă bătrânul tâmplar sau dacă bătrânul pietrar nu are societate, nu îl împiedică nimic pe acel copil. Nu? Să vină și să trebuie meargă pe programul să nu respectiv. Să nu aibă, dar din cum ești eu nu vreau societăți. Programul este de startup. Domnul consilier, dumneavoastră știți foarte, foarte bine câți încearcă să fenteze 100% tot ce înseamnă și muncă, și impozite și tot. Acest proiect pe cheltuială de dezvoltare de resurse umane va da să guste acestui întreprinzător ce înseamnă să fii corect. Și noi, prin acest proiect, țintim în prima dată să aducem această activitate într-o formă corectă. Noi nu ne vom putea dezvolta dacă fiecare încearcă pe după colț să facă o activitate. Și gândiți-vă scule, gândiți-vă numai la pietrari, că suntem împotriva mediului cu prelucrarea pietrei. Să aibă o sculă cum trebuie, cu apă care nu poluează, nu face praf. Să aibă o mică hală, un atelier mic în care să-și facă aceste lucruri iarna. Ei stau cu ciolofanele pe asta. Gândiți-vă la lemnari cu 40 de mii de euro, numai jumătate din bugetul acesta cu 20 de mii de euro, îți cumperi utilaje de lemn de nu se poate și lucrezi mai bine lemnul, îi dăm o valoare mai mare și transformăm în obiecte de artizanat, în un mic mobilier și creăm plus valoare pe Valea Slănicului. Sigur, avem o oportunitate care noi am fructificat-o, noi sperăm, este o competiție foarte mare la nivel de țară, să nu credeți că suntem noi cei mai frumoși și cei mai deștepți și în schimb ne străduim ca acest proiect să iasă, după ce va ieși, dumneavoastră aprobați acum practic să intrăm în acest proiect, după ce vom semna contractul, după aceea discutăm pe concret și vă invităm să veniți și dumneavoastră cu priceperea, cu ce cunoștințe avem aici. E nevoie să mobilizăm o masă mare. Exact 70, la asta mă gândeam. 75 de firme. Bună, pentru că vom atrage foarte mulți tineri pe programul ori doi angajați înseamnă 150 de angajați imediat care vor apărea pe statele de plată de la Sănii Moldova. Acești angajați își plătesc impozitele la stat, au asigurări de sănătate, dar parte din aceste impozite se întorc la bugetul local. Este iar o formă bună, zic eu, de dezvoltarea comunității. Nu cred că există cineva din sala asta care să aibă un argument împotriva întreprinzătorilor, micilor întreprinzători. Nu, din contră sunt de admirat. Sigur, da. Dar sunt niște etape de urmat, bineînțeles, vom vorbi concret în momentul în care avem acest proiect. Mai este mult de muncă până când vom avea cererea de finanțare semnată și aprobată.
Deci, în momentul în care vom avea acest lucru semnat, vom trece la ce a spus dumneavoastră, o campanie în care să-i atragem, să le explicăm foarte clar. Nu putem să facem o campanie înainte să fim siguri că vom obține acest proiect. Din tradiția locală face parte să se întâmple. Nu, întâi să facem tot ce trebuie. V-am spus, mai este foarte mult de muncă. Într-un termen foarte scurt, ne străduim să le facem pe toate cum trebuie, pentru că altfel nu vom obține acest proiect. Și în momentul în care vom obține, vom informa locuitorii ce au de făcut și cum pot beneficia de acest program, care va aduce beneficii, așa cum a spus domnul primar, nu numai lor, dar și întregi comunități, inclusiv unității administrative teritoriale. Dacă mai sunt discuții, avizul comisiilor favorabil. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la numărul 9, suplimentarea ordinii de zi, cu proiectul de hotărâre privind aprobarea participării orașului Stănic Moldova la constituirea Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Bacău. Inițiator, domnul primar Gheorghe Baciu, vă rog să ne prezinte. Da, este un proiect făcut în consens cu Consiliul Județean și principalele localități cu potențial turistic din județul Bacău. Este vorba de Stănic Moldova, Târgu Ocna, Moinești și sunt și câteva comune, Măgirești, Zemeș, care au potențial turistic. Această asociație, odată făcută, va avea posibilitatea să primească și alte OAT-uri care își doresc, o să-și exprime dorința să vină în proiectul nostru. Proiectul este, asociația este gândită ca un suport integrat pentru turismul din județul Bacău și nu numai, și eu cred că va aduce un plus pentru Stănic Moldova, pentru că ar flexibiliza și turismul, ar atrage și investitori, în sensul în care fiind pe suport de asociație, altfel te promovezi, altfel reușești, și de ce nu ar atrage și ONG-uri care să partenereze cu Asociația Turismului să facem acțiuni de promovare a protecției mediului, de promovare a sănătății, cu toate acțiunile astea de verde, de eco, de bio, produse. Turismul înseamnă nu numai turiști, înseamnă și facilitățile respective. Eu vă rog să îmi puneți întrebări dacă sunt. Am 14 ani de ONG, știu ce înseamnă asociație, statut, toate celelalte aici. Pot să vă dau și din exemplele trecute. Spre exemplu, așa, până vă gândiți la o eventuală întrebare, acum 12 ani, când s-a format filiala Habitat for Humanity Comănești, nimeni nu credea în acest proiect. La momentul acesta avem peste 12.000 de oameni ajutați, peste 6.000 de familii care au primit case, au fost renovate casele și este un proiect de răsunet la nivel național și internațional. Da, i-am invitat deja, identificăm terenul. Prima dată, ca să construiești o casă, trebuie să ai un teren. Vom face niște case sociale, este un proiect al meu de la început. Încercăm să ieșim puțin de pe albia răului, că toată lumea la Stănic vrea casă lângă casă și nu este o dezvoltare sănătoasă. Și din cauza asta mai avem puțin de așteptat să vedem noul plan urbanistic general, cum reglementăm aceste zone, câteva zone de dezvoltare, de gospodării, și vă asigur că este în planul nostru și vă pot da și detalii. Spre exemplu, o zonă este în spate la pod petrol, acolo spre piciorul porcului, ar mai fi câteva posibilități, că au posibilitatea să-și facă mici ferme, este izlasă acolo. O zonă ar fi și cea mai atractivă și pentru rezidențial ar fi Bolovanul, care deja se dezvoltă și încercăm să facem acolo un drum de tranzit către Valea Oituzului. Mai sunt zone pe Săratul, asta mai puțin, și mai sunt câteva mici pe vale, așa, dar noi am vrea să dezvoltăm chiar un, nu știu dacă ați fost la Moinești, s-a dezvoltat acolo un cartier foarte frumos, 30 de locuințe, 28 de locuințe, este
ceva impresionant și tinerii noștri au aneleuri pentru o perioadă scurtă. Dacă ați fi gospodar, trebuie să ai o căsuță pe pământ, să poți să te dezvolți. Să stai în anele, trebuie niște venituri de cu tot o altă natură. Da, și ești eligibil doar până la 35 de ani, adică sunt aneleuri, au fost gândite doar ca o formă tranzitorie de la lipsă totală de casă până la o casă un apartament sau o locuință pe pământ nu are importanță, dar noi avem deja cazuri în care la ANLE, pentru că au depășit vârsta, își fac probleme că nu mai sunt eligibile. Adică discutăm, ele nu sunt case sociale. Noi nu avem la momentul acesta un bloc de locuințe sociale la Sănii Moldova, unde să asigurăm niște locuințe sociale. Dacă lucrezi de la 10 la 35 de ani, ți-ai rotunjit venitul, ți-ai dezvoltat cariera și după care îți faci casă, nu? Da. Bun, dacă sunt întrebări... Păi, deci, eu, de aici rezultă pe statutul. În această asociație, câți membri vor avea asta? Noi am convenit ca asociația să aibă, în primul rând, doar structură de UAT, adică să nu intre în asociație și privați, și UAT-uri și asociații. Vor fi doar structurile teritoriale. Nu am pus primarul de la Sănii Moldova, am pus UAT Sănii Moldova în asociație. La fiecare moment, pas cu pas, Consiliul Local va stabili cine reprezintă pe UAT Sănii Moldova anul acesta în această asociație. Propunerea actuală este primarul Gheorghe Baciu. Poate că peste un an sau mai încolo consilierii vor stabili să-i reprezinte altcineva. Este cel mai sănătos ca o asociație să fie coordonată de reprezentantul Consiliului Local. Că acest Consiliu Local acum are o structură, peste 20 de ani, 30 de ani, va avea o altă structură. Nu avem... trebuie să creăm o perspectivă sănătoasă. Dacă punem un nume, acest nume poate să, din start, reprezentată de... poate să, în timp, să creeze niște probleme. Da, s-ar putea, deci am înțeles, reprezentantul va fi din UAT, indiferent cine va fi, dar înaintea, oricărei decizii sau oricărei discuții la aceasta... va fi adus spre aprobare în Consiliul Local. Deci dacă ne va reprezenta, de exemplu, domnul primar, și dânsul trebuie să meargă, că se întâlnește organul de adunarea generală. De adunarea generală de acolo, care să decide ceva. Am vrea să ne înainte de asta, să ne consultați și pe noi cei care suntem în turismul românesc din Sănii Moldova. Adică de la cel care are o pensiune, care și-o declarat-o, și până la cei care au investit bani. Pentru că să vă spun de ce. Tocmai din acest lucru, și nu e valabil numai în Sănii Moldova, și în mai multe stațiuni, datorită faptului că s-a pus și foarte bine că nu se pune un nume, pentru că e mai bine așa, s-a dus și a spus gândirea lui acolo în asociație și a reprezentat cum a crezut de cuvință, dar n-a cules datele din teritoriu, părerele sau chiar dorințele, ce se dorește sau ce e necesar, cum spunea doamna Vici, ce e prioritar. Și zic eu că e ca o completare așa, dacă se poate face la această... În rest, eu n-am nimic de comentat, dar există la nivel de țară asociația primarilor din stațiuni balneare, care președinte este primarul de la Amara. Vă duc la cunoștință. Interesant. Domnul Șilochi știe că și el face parte. Da. Acest acord al dumneavoastră este accesul în asociație. Asociația o să aibă un statut. Noi o să vă prezentăm la o ședință ulterioară acest statut. O să-l analizați. Dacă anumite observații vor fi făcute, le vom completa. Statutul este, se poate modifica pe parcurs. Este un început. Niciodată nu s-a început perfect o activitate. Am avut multe de suferit că s-a trecut peste noi, s-a făcut peste noi. Bun, nu este noi cazul... Noi niște bani, chiar dacă suntem parte privată. Dar banul e investit și vrem să avem... Degeaba investește cineva, face un hotel dacă nu are infrastructură. Turismul nu există fără investitori privați ca...
nu există fără. O, vorbim, știți cum, prima dată eu am avut o interpelare chiar la nivelul țării și am spus-o la ministru, trebuie să înțelegem că prima dată turismul a pornit, hai să mă duc la băi. N-a pornit să merg la Sinaia. Da, a pornit, hai că mă duc la băi. La băile Slănic, la băile Govora, la băile Felix. Și de asta trebuie să fie respectate, în primul rând, stațiunile balneare, care, din păcate, au fost lăsate totdeauna pe ultima dreaptă. Și dacă noi, care suntem din interior, nu punem la punct și nu ne armonizăm ca lumea, înseamnă că muncim degeaba, așa. Nu că le-a lăsat cineva. S-au lăsat ele, prin privatizări dubioase, toate au ajuns în... Exceptând... Nu, eu zic că i-am lăsat cu hărnanță. Nu zic din noi care ne-am străduit să facem ceva. Da, atât. Avizul comisiilor. Favorabil. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Ultimul punct, diverse discuții, dacă sunt la diverse, era propunerea de data trecută de a lua o decizie privind poliția locală. Am avut ieri discuții despre această temă. Există un material în acest sens. Aș vrea să vă spuneți punctul de vedere, să vedem care este părerea dumneavoastră la acest moment. Mi-aș dori să ținem pe cât posibil mai puțin cont de oameni, ci să ne gândim strict la utilitatea acestuia în condițiile în care el ar fi competent și și-ar face datoria. Întrucât acești oameni sunt în subordinea, sunt și vor fi eventual în subordinea noastră, noi vă asigurăm că vom reuși să îi facem să fie competenți și să fie corecți și să fie activi. Dacă nu, sunt pârghii prin care să îi înlocuim. Eu vă propun, pentru că nici astăzi nu avem un punct de vedere foarte bine conturat, să amânăm luarea unei decizii pentru o ședință următoare. Bun, atunci, ca să nu fiu suspectat că tergiversez lucrurile, aș vrea să facem o corespondență în așa fel încât la ședința viitoare să luăm și o decizie în sensul acesta. Adică este important să avem și un drum pe care să mergem. Sunt 3 luni de zile de când în fiecare ședință vorbim despre poliția locală, au ajuns VIP-urile Slănicului. Justificat, spun eu, nu mai iurea, discutăm despre acest lucru, pentru că această atitudine este multiplicată și în alte sectoare și abordând-o și dezbătând-o, poate tragem o concluzie mult mai sănătoasă despre starea actuală a calității oamenilor în general și a modului în care ei își dedică conștiincios timpul pentru fișa postului, pentru ceea ce sunt plătiți. Până la urmă, asta este, nu obligă nimeni un angajat să rămână pe post, atâta timp cât el acceptă acest lucru, trebuie să și producă. Am luat act de propunerea dumneavoastră, dacă domnul președinte, dacă supuneți propunerea fiind la diverse, nu știu dacă este musai să... Nu cred că se supune la vot, da. Dar vreau să spun așa, ca o mică frază. Apreciez felul în care ați gândit problema. Ieri, după discuția și propunerea domnului Jveț, am stat de vorbă cu unul dintre ei, zic, cred că o să plantați. La care răspunsul a fost foarte prompt și m-a încântat. Dacă domnul primar ne dă ordin, cu plăcere.
Să vedem. Apropo cu puieți, pe așa și l-am primit ca epitul la biserica din Iar. Dacă 150 de puieți, dacă mi-a trimis puieță, nu mi-a zis romanul că trebuie să pui poliția comunitară, poliția sau domnul primar să planteze. Asta este un abuz, ca să planteze poliția. Nu. Dar mă duc eu și plantez, domnilor. Nu, da, nu. Tot am ce? Și eu voi am înțeles. În timpul liber, în timpul liber. Dar nu trebuie să vin și cu scule. Dar nu așa se pune problema. Dacă îi dăm afară, dacă îl planteați. Deci acești oameni trebuie disciplinați. N-am spus așa ceva. Deci confuz. Mai puțin. Haideți să închidem și deschidem ședința și după aia mai discutăm. Dacă putem ședința și mai vă mulțumesc pentru participare. Da, bun.